cutiuța de la Glossy Box. O am, mi-a venit de vreo săptămână, dar efectiv nu am avut timp să filmez. Astăzi vă voi prezenta această cutiuță. Eu m-am abonat la ei acum o lună, am avut-o și în luna ianuarie, aceasta este pe luna februarie. Este super drăguță. O să păstrez această cutiuță. Ei spun că valoarea acestei cutiuțe este de 95 de lire. Eu am plătit 13 lire pe ea. Și am văzut deja un clip cu ce este înăuntru, deci eu deja știu. Și sunt destul de încântată de produsele dinăuntru. Acum o să vi le arăt și vouă. O să deschid căpăcelul. Cam așa arată cutiuța în interior. Vine cu cu o fundiță, o voi desface și o să luăm câte un produs de aici. Așa, să iau și pliantul, să vă pot citi ce este înăuntru. Deci avem, primul produs e acesta. Ar fi o mască de buze, dar o să iau pliantul să vă citesc mai bine. Total Repair Lip Mask. Deci dacă ai buzele uscate și deshidratate care se descoamează, aceasta ar fi o mască foarte bună pentru buze. Este de la Steve Laurent. Este în full size. Deci eu zic că este ok. Nu am mai încercat până acum măști de buze, dar sunt foarte curioasă să văd cum este aceasta. Da, prețul acesteia zice că ar fi undeva la 5 lire. Deci este un preț destul de considerabil și puțin ca scump pentru o mască de buze, dar da, eu zic că este un început bun. Următorul produs este acesta. Așa, el pare a fi un Glow On 5. Este un purețel de silicon pentru masaj facial. Cam așa arată el. Cam așa arată el. Și probabil când îți pui masca, șervețel, faci masajul cu el. Este în full size și acesta și prețul lui inițial ar fi de 10 lire. Nu am mai încercat până acum acest produs. Sunt foarte curioasă să-l încerc și vă țin la curent de cum se prezintă. Eu zic că este destul de ok. Nu am mai încercat. Sper să mă ajute cumva, că na, având o vârstă, o să suntem toate femeile, o suntem în riscul de a avea riduri. Eu zic că acesta va fi un produs bun. Următorul este acesta. Așa, nu știu dacă vedeți. Este de la firma Bubble Tea Cosmetic. Este o cremă de mâini cu aromă de piersică. Așa, aici, cu aromă de piersică. Eu am mai primit în cutiuța de la Look Fantastic un produs ca acesta. Am primit un unt de mâini și de corp. Este extraordinar, deja l-am folosit. Voi lua acest sigiliu și îl voi pune puțin pe mână. Wow! Să vedem cum se prezintă. Da? Cam așa este textura. Miroase foarte, foarte tare a piersică. Zici că miroase a tutti fresh. Parcă așa se numea, sucul copilăriei. Cele de vârsta mea cunosc acel suc. Da, hidratează mâinile. Îmi place foarte mult mirosul. Cred că o să las această cremă de mâini undeva pentru la vară, că miroase prea tare a vară pentru a fi folosită acum. Acest produs se vinde cu 4,99 lire și zice că e un tratament foarte bun pentru mâini. Și nu-ți lasă mâinile lipicioase. Nu știu ce să zic, e puțin cam lipicios, dar pe mine nu mă deranjează. Mie îmi place să fiu hidratată. Următorul produs este acesta. Așa arată. El zice că ar fi un gel color lip and cheek balm. Ar fi gen un
creion de buze și blush în același timp. El se vinde la prețul de 20 de lire. Firma care îl comercializează este Nude Sticks. Voi face aici un swatch pe mână. Wow, e foarte cremos. Așa, este un roșu. Pentru cele care folosesc blush roșu, eu zic că este destul de drăguț. Se blenduiește destul de bine pe mână. Dar probabil trebuie să aplicăm o cantitate puțin mai mică pe obraj dacă vrem să-l folosim, deoarece poate fi chiar prea roșu. Pe buze eu zic că e ok, e o culoare de roșu simpatică. V-am spus, prețul lui este de 20 de lire și este un full size și acesta. Văd că toate produsele din această cutiuță sunt full size și mă încântă foarte tare. Deci un big like pentru acesta. Iar ultimul produs ar fi trebuit să... Da, este aici. Este și cel mai scump produs din această, din această cutiuță. Este un scrub de buze de la Avant. Hyaluronic Argan Oil cu pioni și Sweet Almond. Da, este un scrub de buze de 10 ml. Este un full size, după cum spuneam. Prețul cu care se vinde este de 58 de lire. Da. Acesta costă 58 de lire. Eu personal nu aș plăti acest bani pentru scrubul acesta de buze. Mi se pare foarte scump. Dar pentru cine își dorește, pentru cine are probleme cu buzele, eu nu am. Buzele mele sunt destul de hidratate. Dar pentru cine are probleme cu buzele, eu zic că este un must have. Este, nu este testat pe animale. 6 luni valabil de la data deschiderii, cu aromă de trandafiri. Da, eu zic că e ok. O să-l încerc și o să vă țin la curent de cât de bun este. Și, na, la tot mai multe produse în aceste categorii aș vrea, deoarece mie îmi plac foarte mult produsele care vin spre testare și îmi place să testez foarte multe produse, să văd ce e bun, ce nu, să știu cumva cum să-mi construiesc rutina. Ca un sneak peek pe luna viitoare avem un rimel, acest rimel de aici, care valorează 15,50 lire, deci deja îmi acoperă toată suma pe care am plătit-o eu. Îmi plac foarte mult cutiuțele de la Glossy Box, îmi plac chiar mai mult decât cele de la Look Fantastic, deoarece găsești mult mai multe produse în full size și chiar interesante. Da, deci acestea au fost produsele de astăzi. Cel mai mult mă încântă această cremă de mâini, deoarece este super hidratantă. Văd că nu mai este deloc de lipicioasă și mâna mea se simte foarte hidratată. Și sunt foarte curioasă să încerc și această unealtă de, de masaj și chiar și această masă. Acesta a fost videoclipul de astăzi. Aceasta a fost cutiuța de la, de la Glossy Box. Sunt foarte încântată de ea. Dacă vreți să vă abonați, eu o să vă las un link în descriere pentru cei de la Glossy Box, pentru a vă abona la cutiuțele lor. Momentan, și în luna ianuarie și în luna februarie, am găsit numai lucruri bune și drăguțe și foarte multe lucruri de încercat. Și da, merită această cutiuță chiar mai mult decât cea de la Look Fantastic. Vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare și ne vedem data viitoare! Pa, pa!